Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. Când vine duminică ora 2, nu pot decât să fiu bucuroasă, pentru că știu că mai primim un nou skip. Nu e skip, e o lecție pe care o putem asimila pentru a învăța să fim eficienți, pentru a ne simți îndrăgostiți, pentru a fi plăcuți de partenerul nostru. Sunt Consoară Șagazavă și de această dată și mă bucur tare mult că nu sunt singură. Se află lângă mine Florina Mariei, care este master în psihoterapie, coach și trainer pentru cupluri și da, de ceva vreme încoace se ocupă exclusiv de a învăța oamenii să se iubească, dar și părinții de a fi părinți. Florin, bine ai venit în emisiunea noastră, mă bucur tare mult că suntem iar împreună. Salutare, Consi! Salut și pe cei care ne urmăresc și... Bine, aș face o mică corectură la ce spui tu. Nu mă ocup doar de relații. Asta este subiectul meu favorit. Am văzut că este subiectul care aduce foarte mult bine oamenilor. Cam 90% din problemele vieții vin din relații. Și îmi place să mă ocup de subiectul ăsta. Însă, pe lângă acest subiect, îmi place să mă ocup de ceva care ajută ca relațiile să fie bune. Și anume, subiectul este cum să lucrezi cu mintea ta. Cum să ai o minte sănătoasă, o minte echilibrată, astfel încât să poți avea relații, să nu. Deci, ideea de bază este așa. Noi avem un creier care este organul, bucățica de carne, în care se întâmplă tot felul de procese mentale. Și ceea ce este important sunt aceste procese mentale. Pentru că dacă tiparele noastre neuronale sunt unele ineficiente, degeaba avem noi un creier cum îl numim sănătos. Da? Deci el, organul în sine poate să fie sănătos. Dar dacă ce se întâmplă în interiorul lui este nesănătos, duce și la îmbolnăvirea creierului și asta împreună vine cu foarte multe consecințe negative. Și atunci, cred eu că baza vieții noastre sau fericirii vieții noastre este să avem o minte sănătoasă. Mintea sănătoasă ne ajută în toate ariile vieții noastre. Aria financiară, aria profesională, aria socială, aria fizică, aria spirituală, nu știu dacă am zis socială, familială. Da? Deci, cu mintea sănătoasă, noi putem să ne... păstrăm în echilibru toate domeniile vieții noastre, cele mai importante domenii ale vieții noastre. De aceea, cred că principala preocupare a noastră nu este să avem relații sănătoase, ci principala preocupare a vieții noastre, cred că este să avem o minte sănătoasă. Și dacă avem o minte sănătoasă, ne va fi bine în toate domeniile vieții. De aceea, asta este direcția în care în ultima perioadă din viața mea, ultimii ani, mi-am dedicat atenția. Cum să avem o minte sănătoasă? Cum să avem o minte echilibrată, armonioasă, astfel încât să ne putem, folosi de ea în toate aspectele vieții noastre. Eu văd mintea ca pe un fel de instrument care ne ajută în multe situații. Da, e ca un cuțit, să zicem, pe care tu îl poți folosi și să tai pâine și să cureți ceapă, cartofi sau mai știu eu ce. Dar și dacă e un cuțit foarte bine ascuțit, poți să tai, să folosești pe post de bisturiu, da? Bisturiu tot un cuțit este. Și cu un cuțit poți să faci o grămadă de lucruri. Poți să faci și lucruri rele, poți să faci și lucruri bune. Dar important este că e un instrument polivalent.
La fel văd eu și mintea noastră și cred că mintea face diferența. Acum că tot m-ai provocat, că ai spus că eu mă ocup exclusiv de relații. Nu mă ocup exclusiv de relații, ăsta este un subiect care îmi place foarte mult și îl abordez, dar ceea ce fac, mai ales în ultimii, să zic, ultimii 2 ani și ceva, e doar în direct, poate 3 ani. Doar merg mai mult în direcția asta cu cum faci să ai mintea sănătoasă, să o păstrezi echilibrată, pentru că de ea ai nevoie și în relații, dar și când faci bani, și când vrei sănătate, și când orice faci în lumea asta. Rămăsesem pe rid vechi, ca să zic așa, că acum 6 ani când am început noi step by step, știam că suntem orientați exclusiv pe relații. Mă bucur foarte mult că ești deschis să încerci zone noi, nu că încerci zone noi, pleci de la rădăcină. Adică păi da, despre asta e vorba. Iei lucruri de la geneza. Da, da, exact, pentru că acolo în mintea noastră se află sursa, cauza realităților noastre. Și acum 6 ani vorbeam despre terapia cognitiv-comportamentală. Minte, emoții, comportamente, rezultate. Și când vorbim despre rezultate, aici vorbim despre câți bani avem, cât de sănători suntem, ce relații avem, ce concedii mergem, tot ceea ce se întâmplă în realitatea noastră, da? Care sunt rezultatele vieții noastre. Și totul pleacă de aici, de la minte. Felul în care gândim, cum privim lucrurile, cum le percepem, cum le înțelegem, ne dictează emoțiile, apoi comportamentele și în final avem acele rezultate. Și de asta aș vrea să, așa, întreacăt, dar aș vrea să subliniez. Dacă oamenii vor alte rezultate, e nevoie să lucreze prima dată aici. Din păcate, cei mai mulți oameni fac schimbări în comportament. Hai să schimbăm, să dăm deoparte niște obiceiuri și să adoptăm alte obiceiuri. Adică nu mai fac chestiile astea și fac altele. Dar comportamentele noastre sunt niște consecințe ale felului în care gândim. Felul în care gândim ne determină deciziile noastre, acțiunile noastre. De aceea, bine ai zis, și asta încurajez pe toți oamenii, dacă vrei, rezultate diferite în viața ta, care să dureze și pe termen lung, nu începe să-ți schimbi comportamentele. Începe să schimbi mintea. Și după aia automat o să se schimbe comportamentele și automat, având comportamente noi, care devin niște tipare, adică niște obișnuințe, niște obiceiuri, atunci vei ajunge să ai alte rezultate. Bun. Mie îmi place foarte mult că noi de ceva vreme povestim despre aceste tipuri, aceste trei tipuri de dragoste. Și mie îmi place și mai mult că, fără să știi, ai făcut pace în relația mea. Eu, orientată foarte mult către aceste porniri, să zic, ale corpului, ale creierului, adică dragostea aia pasională, simțită și exprimată. Al meu, tu erai orientată? N-am înțeles bine, da? Orientată eu, da, okay. Iar partenerul meu merge foarte mult către zona aceasta rațională și zic, ce vrea cu raționalul ăsta? De ce nu poate să-l adoarmă puțin ca să-și dea voie să simtă? Și descoper împreună cu tine, mă rog, descoper lângă tine, că te-ai descoperit înaintea mea, că dragostea aceasta rațională este posibil, sunt șanse foarte mari să-mi ofere stabilitatea și relația lungă pe care mi-o doresc și de care am nevoie, pentru că vreau să am nevoie de o relație durabilă. Și tu îmi spui că, de fapt, această raționalitate, această rațiune îmi poate oferi ceea ce eu îmi doresc, mai mult decât să simt acest foc de paie arzând. Îți mulțumesc eu și cred că și cei care ne urmăresc în aceste momente sau care ne urmăresc în edițiile trecute, iar dacă nu ne-ați găsit în edițiile trecute la televizor, să știți că le puteți găsi pe YouTube, pentru că acolo avem arhivate toate edițiile noastre. Și da, cred că dacă a făcut lumină și pace în casa mea, cu siguranță poate face lumină și pace și în casele voastre. Am o întrebare și apoi te las să continui subiectul. Dacă raționalizezi dragostea, înseamnă totuși că o simt? Consuela, eu nu separ lucrurile astea. Mie îmi place să le iau împreună.
Pentru mine asta înseamnă echilibru. Uh-huh. E acolo. Și. De ce să simțim noi nevoia mereu să le separăm? Ori, ori. De ce nu pot fi împreună? Lucrurile astea în viața noastră uneori vin într-o anumită ordine, prima dată raționalizarea și apoi simțirea, alteori poate să vină simțirea și apoi să conștientizezi, aha, ce fain a fost, da? Deci prima dată ai trăit ceva și după aia ai conștientizat ce ai trăit. În alte situații îți propui, hai să fac chestia asta, asta și asta, ca să simt asta. Uh-huh. Ești cu mine, înțelegi? Aici sunt. Da? Aici ești, nu? Bun. Aici sunt, da. Da. Iar alte ori se întâmplă simultan chestiile. Nu ți-ai propus nimic, pur și simplu faci ceva și instantaneu simți o chestie. Hmm. Uneori îți programezi ceva. De exemplu, îmi programez ca mâine seară să ies la restaurant cu soția mea. De ce? Vreau să ne apropiem, vreau să comunicăm, vreau să creez un context în care să ne simțim bine, să fim noi doi, să ajungem la noi. Mi-am propus. Chestia asta e ceva rațional. E ceva ce intenționez, ceva ce programez. Dar nu a venit... nu e ca atunci când trec pe lângă ea prin casă, o văd, spune ceva și numai mă trezesc că am pus mâna pe ea. Mm-hmm. Aia e ceva ce a venit pe moment. Alte ori îmi programez să mă întâlnesc cu ea, să... Uite, să mergem într-un concediu, băi, concediu ți-l programez cu câteva zile, săptămâni sau luni înainte. E o programare. Deci, prima dată, intenționez. Chestia asta este rațională. Asta are de-a face cu partea rațională din noi. Uh-huh. Și ce se întâmplă? Ai programat, ai stabilit detaliile, ai căutat tot, depinde, la un concediu. Cauți toate lucrurile pe care vrei să le faci acolo, să fie camera într-un anumit fel, la mâncarea, activități, plaja, tot le pui la punct. Asta e o chestie care are de-a face cu rațiune, nu cu altceva. Și ajungi acolo, la restaurant sau în concediu sau unde, mă rog, ți-ai propus cu partenerul și începi să faci chestii. Să vorbești, să te plimbi, să faci una, să faci alta. Și în urma acțiunilor pe care le faci, începi să simți. Simți plăcere, simți bucurie, simți aia. Deci prima dată a venit programarea, chestia rațională, și după aia au venit și consecințele, niște trăiri emoționale. E ceva greșit cu asta? Nu. Odată, într-o anumită situație, a fost așa. În alte situații, te apucă dragul de partener. Nu ți-ai propus nimic, nu mă-l vezi, ai pus mâna pe el, vă iubiți, vă îmbrățișați, vă pupați, poate faceți și sex, mă rog. Vine ceva neprogramat. Uh-huh. Și după ce ați trăit momentul ăla de dragoste, indiferent că e doar o îmbrățișare sau se consumă până la final, după aia stai și te gândești, bă, dar ce fain a fost. Și începi să, cumva, să pui în cuvinte sau să conștientizezi, da, duci în rațional, ceea ce tu ai trăit la nivel emoțional. Și zici, mamă, dar ce frumos a fost. Și analizezi chestia aia. E ceva greșit cu asta? Nu. Greșeala este când vrei să fie doar într-un fel sau vrei să fie doar într-un fel și nu lași lucrurile să meargă de la sine. Uh-huh. Și asta e partea frumoasă a unei relații. Că unii dintre noi suntem mai impulsivi, dar uneori femeia poate e mai impulsivă. Ea nu vrea să programeze toate lucrurile, vrea să simtă. Foarte fain. Dar vine bărbatul un pic mai rațional și spune, hai să și programăm niște lucruri. Nasol este când tu, ca femeie, te opui faptului că el vrea să programeze niște lucruri care să facă bine relației. Greșit este și din partea bărbatului când îi dă în cap femeie și spune, prea impulsivă ești. Și aici apar problemele. Când eu judec felul în care ești tu, tu judeci felul în care sunt eu. Dar de ce să nu fie complementar? Odată fac ca mine, odată facem ca tine și o să vedem că noi beneficiem în relația noastră de diferențele astea dintre noi. Că fiecare tip de interacțiune sau fiecare tip de iubire are plusurile și minusurile lui. Și iubirea asta mai rațională și iubirea aia mai nebunatică, mai impulsivă. Și atunci, decât să mergem prin excludere, ori ca mine, ori ca tine,
unul dintre noi fiind greșit, de ce să nu mergem pe o dată ca mine, o dată ca tine, de 3 ori ca tine, de 2 ori ca mine, după aia încă de 5 ori ca mine și după aia o dată ca tine? Nu ține socoteala. Important este că am conștientizat că avem plusuri și minusuri și dintr-un fel de a fi și dintr-un fel de a fi. Asta, hai să ne bucurăm de ele și ne dăm voie să trăim momentul. Și odată o programăm, odată nu o programăm, dar la final când tragem linie spunem am trăit și experiența aia și am trăit-o și pe cealaltă. Și amândoi suntem îmbogățiți și amândurul ne este bine. Și cât e de fain să vezi lucrurile în echilibru. Pentru mine e atât de important cuvântul ăsta de mult timp încoace, dar și în prezent. Echilibru. De ce doar extrema aia sau doar extrema aia la altă? De ce nu poate fi o combinație? Da. Și mă bucur. Mă bucur că ai găsit și tu soluții pentru voi doi. E foarte fain. Mă bucur că ne-ai zis. Sper că și oamenii care se uită la noi găsesc principii pe care se le poată aplica în relațiile lor și să găsească, să ajungă la armonie și echilibru și sănătate. Păi chiar îi încurajăm să ne scrie. Dacă pe voi vă ajută edițiile noastre sau dacă o idee din edițiile noastre v-a ajutat, chiar vă încurajăm să ne scrieți ca să știm și noi, practic, unde a apărut relevanța în cazul vostru. Exact. Nu știu ce ți-ai propus tu pentru astăzi, dar eu tare mult sper că vom vorbi și despre dragostea adevărată, un concept care naște destul de multe întrebări, ca să spun așa, și frecvent ne ajungem la răscrucea în care punem întrebarea: băi, e dragoste adevărată la noi sau nu este? Și astăzi poate reușim să o elucidăm, dacă nu data viitoare sau peste 2 dăți, pentru că noi duminica la ora 2 suntem oricum aici. Da. Măi, eu, uite, spuneam de mai multe ori și repet, mă bucur că în cadrul acestor emisiuni nu mai suntem presați să ne încadrăm într-un anumit timp, mm-hmm, să spunem anumite lucruri. Vorbim cât considerăm că este necesar. Și sper că oamenii care se uită la noi să-și ia de aici ceea ce au nevoie. Eu nu aș vorbi despre dragoste adevărată neapărat, Consuela, aș vorbi mai degrabă despre dragoste sănătoasă. Poate unii nu văd diferența, mie îmi sună mai bine dragostea asta sănătoasă. Și când spun dragoste sănătoasă, eu mă gândesc și la o dragoste pe termen lung. Uh-huh. Că poate fi ceva adevărat și autentic, dar care să dureze o lună. Pentru mine nu e mulțumitor să fie ceva autentic, fain, exaltant, timp de o lună. Eu vreau o relație în care iubirea să dureze 10 de ani. Din punctul meu de vedere, până la finalul vieții. Eu așa o văd. Eu cred în relațiile astea pe viață și vreau să am o relație pentru tot restul vieții cu soția mea. Și asta încurajez și pe cei care ne urmăresc. Deși sunt foarte conștient că în unele relații nu se mai poate vorbi de relații pe termen lung, pe viață. Unele relații deja sunt ca atunci când, știi, data trecută exemplu cu brațul amputat. Sunt unele relații care nu mai pot fi refăcute, au mers mult prea departe, nu-și mai doresc, nu se mai potrivesc. Da, e necesară despărțirea. Dar ceea ce propun eu și ceea ce recomand și în direcția în care eu merg este: hai să facem ca lucrurile să dureze pe viață. O relație pe viață. Nu este o relație perfectă, dar este o relație care poate să funcționeze. Bun, și acum hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Iubire sau o relație sănătoasă? Eu cred că într-o relație sănătoasă avem nevoie de ambele tipuri de iubire. Și iubirea asta eros, uh-huh, și iubirea fileo. Dacă până acum s-a înțeles că eu am pus accent doar pe iubirea fileo și o exclud pe cea eros, nu m-am făcut înțeles și nu asta am vrut să zic. Eu consider că ca ființe umane ne-am născut și cu nevoi fiziologice, dar și cu nevoi psihologice.
Eu încadrez iubirea eros la nevoi fiziologice, iar iubirea fileo la nevoia psihologică, nevoia de conectare în special. Uh-huh. Și cred că noi atunci suntem ființe complete când ne dăm voie să ne îndeplinim ambele nevoi. Că dacă punem accent doar pe una din aceste iubiri, iubirea eros sau iubirea fileo, atunci practic noi ne rupem în două. Uh-huh. Și nu cred că asta vrea vreunul dintre noi. Noi suntem ființe cu ambele nevoi. De aceea cred că este foarte important ca să înțelegem cu toții că avem și nevoie și de iubire, iubirea asta fiziologică, sexuală, dar avem și nevoia psihologică, cea de conectare. Și aici băgăm sau introducem în categoria asta iubirea fileo, asta prietenească. Pentru că iubirea asta prietenească ne satisface foarte mult nevoia de conectare. Care, repet, ce înseamnă? Nevoia de a fi iubiți necondiționat, de a fi respectați, de a fi văzuți, auziți, înțeleși, acceptați, de a ne simți unici, nevoia de apartenență, să știu că aparțin unui grup, în cazul nostru familia, relație de cuplu, o relație în care sunt acceptat așa cum sunt și mă simt în siguranță emoțională. Așadar, cred că avem nevoie de ambele tipuri de iubire. Dar dacă ar fi să vorbim despre o ierarhie între cele două, uh-huh, aș pune mai mult preț pe iubirea fileo. Iubirea care face parte din categoria nevoi psihologice. Și vreau să dau câteva argumente. Iubirea asta despre care vorbim noi aici, aia eros, ai zis și tu puțin mai devreme, se bazează foarte mult pe dopamină. Iar dopamina este un hormon cu eliberare de scurtă durată. Și mai creează și dependență. Noi oricum suntem dependenți de dopamină, Consuela. Deci oricare dintre noi, deci nu este nicio ființă umană de pe pământ care să spună că nu este dependent de dopamină. Important este cum ne satisfacem doza asta de dopamină. Uh-huh. Că unii satisfac nevoia de dopamină într-un mod sănătos, iar alții într-un mod nesănătos. Ce înseamnă sănătos și nesănătos? Sănătos înseamnă când eu mi-aduc doza de dopamină în organismul meu, făcând niște activități care îmi fac bine și pe moment și pe termen lung. Uh-huh. Nesănătos înseamnă când eu fac niște activități care mă fac să mă simt bine pe moment, dar îmi fac rău pe termen lung. Și aici, de exemplu, încadrăm drogurile. Uh-huh. Da? Pe moment te simți bine. Bine, unii nu se simt bine nici pe moment, că exagerează și iau supradoză și pe moment li se face rău. Dar unii care iau așa cu cap, aduc doza de dopamină în corpul lor, se eliberează dopamină, făcând ceva ce pe moment le face bine, da? Când folosesc droguri. Nu au niște consecințe imediate. Dar consecințele pe termen mediu și pe termen lung sunt unele nefaste. Sunt multe consecințe pe care nu și le dorește nimeni. Bun. Deci, ce vreau să spun este că iubirea asta eros are la bază foarte multă dopamină, care este hormonul ăsta cu eliberare de scurtă durată. Și la celălalt pol avem iubirea fileo, care este ca un fel de viță de vie care crește și se împletește și treptat îi leagă pe cei doi la un loc. Asta este partea faină cu iubirea fileo, ceea ce îi leagă pe oameni cu adevărat pe termen lung, pleacă de la iubirea eros, există și ea acolo, există componenta asta, dar ceea ce leagă cu adevărat este iubirea fileo. Dacă ar fi doar iubire eros fără iubire fileo, aia nu rezistă la infinit. Pentru că aici este problema cu iubirea eros, că ea fiind bazată pe dopamină și exclusiv pe dopamină, care se... Care e problema cu dopamina?
dopamina nu te lasă să fii mulțumit cu aceeași chestie, cu același lucru, cu aceeași activitate, timp de 50 de ani. Mm-hmm. Te obișnuiești la un moment dat că tu primești dopamină din activitatea asta și mereu vrei altceva. Asta este problema cu dopamina. Vrei altceva și altceva și altceva. Vrei și mai mult și diferit. Mm-hmm. Ca să se elibereze această doză de dopamină. Că dacă te duci și faci același tip de activitate în aceeași cantitate, la un moment dat te plictisești și spui nu mai vreau. Nu se mai, și nu se mai eliberează dopamină. Și asta e problema mare cu activitățile prin care noi vrem să ne aducem dopamină. Că nu ne ajunge să ne implicăm în același tip de activitate și la aceeași intensitate. Și dacă tu îți bazezi relația de iubire cu partenerul de viață doar pe iubirea asta, eros, care este la bază multă dopamină, la un moment dat ceea ce faci cu partenerul tău nu-ți mai ajunge. Și el în sine nu-ți mai ajunge. Și vrei alt bărbat și alt bărbat și alt bărbat și nu numai că vrei alt bărbat, dar cu fiecare bărbat nou vrei și alte chestii care să se întâmple ca să te facă pe tine să te simți mereu wow, să fii mereu acolo sus, să fii ați înțeles cum. De aceea se completează iubirea asta eros cu iubirea fileo. Iubirea fileo, care aduce în relație foarte multă stabilitate, care aduce foarte multă siguranță, care aduce și doza asta de rațiune, care spune, oprește-te puțin. Este și doza de rațiune care conștientizează pericolele de a-ți baza relația doar pe noutatea care vine din iubirea eros. Și ce vreau să spun foarte, foarte clar și să înțeleagă toată lumea, iubirea adevărată nu este doar pasională. Pentru că foarte mulți confundă iubirea asta adevărată cu foarte multă pasiune. Da, foarte multă pasiune este într-o relație incipientă. Asta iarăși este un lucru pe care ar trebui să-l notăm cu toții. Iubirea, pasiunea asta foarte, cum să o numesc eu, la cote foarte, foarte mari, există de obicei în relațiile incipiente. A început relația pentru o anumită perioadă, e foarte, foarte multă pasiune. Însă, dacă și atenție, aici vorbim de o relație care de obicei durează pe termen scurt. Dar dacă vorbim de o relație pe termen lung, lucrurile trebuie să fie într-o combinație. Începe cu iubirea asta eros, care practic este o explozie de dopamină, dar apoi e nevoie să se combine cu iubirea fileo. Uh-huh. Și m-aș bucura ca să audă toată lumea lucrurile astea, pentru că dacă nu există combinație dintre astea două, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se opresc acolo în relație. Zi. Mulțumesc. Zic că poate ceva nu-i clar și simți nevoia să clarificăm, te rog să-mi zici. Nu știu dacă este neapărat o completare, dar pentru că tot ne agățăm de acest eros pe care se pare că ale tale cliente feminine le-au adus în discuție. Mi-aduc aminte că am ascultat despre un studiu, nu pot să-l citez neapărat cine l-a făcut, unde l-a făcut. Știu că erau destul de mulți oameni din diverse culturi. Erau vreo 30 ceva de state care au participat la acest studiu și descoperau o chestie foarte interesantă. Atunci când oamenii vor... Nu,
Le luăm pe sexe, pentru că diferă foarte mult. Atunci când femeile își doresc o relație de scurtă durată sau au nevoie de o chestie de o noapte, atunci ridică stacheta foarte mult la calitățile bărbatului, în special cele fizice. Atunci când bărbații sunt chitiți pe o aventură de o noapte sau de o săptămână, coboară foarte mult stacheta femeii, pentru că știu că oricum va fi another woman. Nu va fi ceva notabil. Și aș vrea să te întreb dacă acest eros ține de această latură fizică a noastră, că noi le legăm foarte mult. Poate că o femeie își dorește mai mult eros în relație pentru a primi validarea că este frumoasă, atrăgătoare. Are erosul legătură cu partea fizică, cu aspectul nostru? Păi, în primul rând, cu asta are de-a face. Totuși, n-am înțeles ceva referitor la studiul respectiv. Spuneai că femeile, când vor o aventură de o noapte, vor ca bărbatul să arate bine. Să fie top, da. La modul... Iar bărbații nu țin atât de mult la acest aspect. Nu chiar atât de mult să arate atât de bine femeia, cât pur și simplu să aibă un contact sexual și atât tot. Da. În schimb, atunci când își doresc o relație de lungă durată, bărbații atunci ridică foarte mult ștacheta, iar femeile o coboară în ideea că își doresc cumva să obțină mai ușor această confirmare că va fi o chestiune durată și poate că nu va fi prin casele altor femei, fiind foarte frumos. Aha, da. Se schimbă cumva lucrurile în funcție de... Da, interesant studiul ăsta, nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar acum că îl spui, rezonez și eu. Adică cred că asta așa se întâmplă, prin urmare și s-a demonstrat. Deci întrebarea ta care era dacă iubirea eros are de-a face cu aspectul fizic. Cu aspectul fizic, da. Păi da, cu asta are de-a face în special, cu felul în care îl percepem noi pe celălalt, ne uităm noi la celălalt din punct de vedere fizic, ce trezește fizicul lui în noi. Despre asta este vorba. Și uite, dacă tot ai vorbit despre femei care sunt atrase de bărbați frumoși, ar trebui poate să subliniem doar lucrul ăsta. Sper că, nu știu, poate evident deja pentru toată lumea. Se spunea într-un timp, cu ani de zile în urmă, că ceea ce este atrăgător pentru femei, nu este aspectul fizic al unui bărbat. Dacă stai de vorbă într-adevăr cu femeile, o să vezi că nu este așa. O să vezi că foarte multe femei mărturisesc deschis, da, îmi place ca bărbatul să arate bine. Vreau ca bărbatul să arate bine. Acum că a arăta bine este subiectiv, e clar. Dar, da, femeile vor ca bărbatul să arate bine, să fie îngrijit, să fie aranjat, să fie călcat, să fie, mă rog, să arate bine după standardele lor. Da, este adevărat că atracția asta crește sau descrește și în funcție de alți factori. Dar acum, știți, totul depinde și hai, e bine că subliniem și că ajungem iar aici, depinde ce fel de relație își dorește cineva. O relație pe termen scurt sau o relație pe termen lung. Aici se fac și diferențele. Ai văzut și studiul ăsta. Păi și studiul a făcut diferența, tu? Da. Da. Când vrei ca lucrurile să meargă pe termen scurt, ești atent doar la câteva lucruri. 1, 2, 3, pentru că știi că după aia se va termina. Dar când vrei ca ceva să meargă pe termen lung, ești atent la mult mai multe lucruri. Iar vreau să înțeleagă oamenii că tot ceea ce vorbim noi aici, discutăm în ideea că ne dorim o relație pe termen lung. Da? De aceea eu insist cu combinația dintre eros și fileo. Pentru că ne dorim relație pe termen lung, atunci trebuie să fie amândouă. Proporția. Nu aș vrea să mă refer la proporții. Eu, din perspectiva mea, aș merge, cred că am zis, 35-40% aș pune pe eros și 60-65% pe fileo. Dar în funcție de om, de fiecare om în parte, cred că procentul ăsta ar putea să difere puțin. Dar ideea este că e nevoie de ambele. Dacă vrem să ajungem la o relație pe termen lung sau să construim o relație pe termen lung. Și înainte de a merge mai departe, aș vrea să-i rog pe colegi să ne spună cât timp mai avem la dispoziție, că nu am fost atent când am început și vreau să... Cred că un sfert de oră. Să știm cât? Cred că un sfert de oră, dar încă nu mi-au confirmat. Ok. Bun. Și acum
Vreau să facem un pas înainte, Consuela, și să răspundem aceleași întrebări. De ce consider totuși că iubirea fileo, asta prietenească, este superioară iubirii eros? Uh-huh. Și i-aș da mai mult credit și aș investi mai mult în ea și m-aș educa mai mult în privința asta și aș aprecia-o mai mult. Nu că cealaltă nu ar fi fără valoare, vreau să insist. Moralitatea deja se știe că își are originea în rațiune. Dar iubirea asta pasională despre care tot vorbim noi aici, iubirea eros, efectiv te face să-ți pierzi mințile. Când dai peste un bărbat sau peste o femeie care arată înnebunitor, cel puțin pentru o perioadă de timp, îți pierzi mințile. Și în felul ăsta există pericolul să-ți pierzi și moralitatea. Așa se explică faptul că foarte mulți oameni, că bărbați, că femei, și-au pus în pericol multe din viața lor. Fie relația actuală, că da, a dat peste un alt bărbat sau o altă femeie, adică peste amant. Așa. Și îmi place cum punctezi tu concret. Păi da, da. Deci ei erau într-o relație și au găsit pe cineva la, mă rog, care arăta super, super bine și, mă rog, avea și alte trăsături de caracter foarte faine. Și pentru o relație amoroasă sunt foarte mulți oameni care au fost în stare să-și vândă tot. Sunt unii oameni care atunci când s-au îndrăgostit nebunește și când a dat peste ei iubirea asta eros, pasională, carnală, pur și simplu și-au pus în pericol joburile. Unii chiar în pericolul ăsta au fost, că dacă se afla că are o aventură cu secretara, cu colega, cu șefa, cu mai știu eu cine, era pus în pericol jobul. Și unii au fost dispuși să-și riște jobul pentru o relație cu cineva. O relație de o zi, o săptămână, o lună, trei luni, cât poate să-și dureze o relație de asta. Alții și-au pus în pericol familia, aveau copii, 1, 2, 3, 5 copii. Și ei știu deja lucrul ăsta, doar vreau să subliniem ce înseamnă să-ți pierzi mințile în situațiile astea. O să rămână copiii pe drumuri. De exemplu, soția mea, când avea 9 ani, a rămas fără tată. De ce? Pentru că tatăl ei a găsit o fată tânără, după care s-a dus și a lăsat-o pe soția lui, pe mama soției mele, pe mama mea, i-a lăsat în urmă, cu 5 copii. Nu. Poți să riști avere, poți să riști totul în momentul în care dă iubirea asta peste tine. Deci, ce vreau să spun este că această căutare de iubire erotică poate să te pună în pericol. Deci, asta este o bulină neagră în dreptul iubirii eros. Da? Și subliniez lucrul ăsta pentru toate doamnele care își doresc să fie iubite eros și nu fileo. Doamnelor, dacă bărbatul vostru ar deveni dintr-o dată concentrat doar pe iubirea asta eros pe care o cauți tu cu disperare, există un pericol foarte mare pentru tine. El fiind condus de iubirea asta eros, care e bazată pe multă dopamină, ar fi, și mă rog, nu ar fi condus și de iubirea fileo, ar fi o persoană capabilă să te lase oricând pentru o femeie mai frumoasă care apare în peisaj. Pentru că pentru el contează bucățica asta de carne. Și dacă apare una mai frumoasă, în ochii lui, bineînțeles, dacă apare una mai frumoasă, știi cum a plecat? Instant. Ori pleacă de tot,
Ori când la tine, când la ea, când la tine, când la ea. Așadar vreau să spun un lucru, dacă tu cauți chestia asta în mod exclusiv la partenerul tău, sau dacă vrei să fie partenerul tău în proporție de 80% pasional și numai așa vreo 20% acolo cu prietenia, cu acceptarea, cu iubirea. Iubirea aia așa, cum să zicem noi, ca pensionarii, cum zic unii, vreau să spun că tu practic îi ceri partenerului tău să aibă o direcție în viață care s-ar putea într-o zi să te lase pe drumuri, să te abandoneze. Pentru că setarea lui mentală va fi: vreau un corp mai frumos. Asta este ceea ce ar vrea un bărbat care vrea foarte mult sex și pasiune și atracție. Un corp frumos care să mă satisfacă. Și într-o zi, ție ți apar 2 kg în plus, sau 3 sau 7 kg, și ți apar colăcei, și ți apare celulita, și mai ai o vergetură, și mai ai nu știu ce, și vine una care e boboc de sus până jos și a plecat. Pentru că tu ai vrut ca mintea lui să vadă doar chestia asta. Eros, eros, pasiune, 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 atracție, nebunii, fantezii. Și ai disprețuit în el partea aia de iubire așezată, siguranță, rațiune, control, disciplină. Ai tot negat partea asta din el. Și dacă el s-ar transforma după cum vrei tu, ți-ar fi și în dezavantajul tău. Asta încerc să spun. E suficient de clar, Consuela? Da. Și acum vin și te întreb, doamnă dragă, cea care ne urmărești, tu chiar vrei asta de la partenerul de viață? Să fie nebunul ăla pasional de să nu mai poată după tine? Da. Nu mai poate după tine pentru o lună, două, trei, cinci, dar la un moment dat o să apară altă căprioară în peisaj și o să zică, mi-a stat inima în loc. Și a plecat. Și a plecat fără să se uite înapoi. Pentru că așa este starea lui mentală. Asta caută. Foarte multă dopamină. Și vreau să mai spun în contextul ăsta încă un lucru. Oamenii care sunt setați pe plăcere, pe pasiune, pe doar pe partea asta, pe latura asta erotică, nu își pun problema cine le satisface nevoia asta sexuală. Singura problemă pe care o are un astfel de om este să-mi fie satisfăcută nevoia sexuală. Punct. Nu contează cine. Nu contează cine. E ca atunci când ți este foame. Când mănâncă acasă, sau când mănânci acasă, când mănânci la restaurantul X, când mănânci la restaurantul celălalt, nu mai contează. Bă, mi-e foame și vreau să mănânc. Punct. Cam așa este și cu dorința asta sexuală. Dacă cineva e condus doar de dopamină și de testosteron, va vedea în orice om care arată bine un potențial partener care îi satisface dorința sexuală. Și eu te întreb din nou, doamnă dragă, care îți dorești ca partenerul tău să fie the bad guys? Chiar vrei treaba asta? Chiar vrei ca partea aia din el, rațională, disciplinată, așezată, iubirea aia mai moșnegească, plictisitoare, de care tu te-ai săturat, chiar vrei să nu o aibă și să fie doar partea asta pasională? Eu zic că ar fi bine să începe să vă gândiți toate doamnele la aspectele astea, pentru că e posibil, știi vorba aia, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să obții. Da. Și după aia nu mai știi cum să-l potolești pe bărbatul tău, că este ca un nebun scăpat din cușcă, care vrea tot. Da, ce mișcă. Nu zic altfel. Da. Mai avem 3 minute, Florin. Mai avem 3 minute. Mă gândeam acum dacă, că te-ai spus de latura asta moșnegească. Păi, nu zic eu. Da, așa o numim noi, general. Așa o numesc unele doamne. Când se uită la partenerul lor, ce plictisitor e ăsta. Da, mă, dar ai siguranță, ai stabilitate, te poți baza pe iubirea lui, este responsabil.
ai o predictibilitate în relație, dar nu mă interesează. Eu vreau chestia aia, piperul ăla, să mă fac așa, să mă gândesc, mă mai iubește, nu mă mai iubește. Deci tu te-ai săturat de faptul că te simți iubită. Așa. A devenit plictisitoare treaba asta. De foarte puține ori am auzit abordarea asta atunci când vorbim despre dragostea fileo, pentru că de cele mai multe ori atunci când, și în mediile online, dacă intru pe pagini care promovează această educare psihoemoțională, observăm că se pune mai mult accent pe plafonare, pe atașamentele astea bolnave care nu ne lasă să plecăm, pe faptul că devenim dependenți și poate că apare această dorință de eros pentru a fi sigur că noi nu suntem doar atașați bolnav unul de celălalt. Nu suntem doar dependenți și atât. El nu rămâne pentru că aici este călduț. El alege să rămână aici. Și poate că partenerul bărbat, care încă nu știe exact cum să pună cuvintele într-o propoziție complexă care să-i gâdile urechile soției, nu folosește cuvintele pentru a o asigura că el o iubește și că vrea să rămână lângă ea. Și atunci apare această frustrare în mintea și în sufletul femeilor și această cerință disperată după eros. Da, lucrurile se completează și de asta vorbim mai mult, ca într-un final, când tragem concluziile, oamenii să zică, aha, acum înțeleg. Da, eu sunt de acord cu faptul că nu este ok să rămâi într-o relație în care nu există nici latura asta pasională, erotică, dar nu există nici înțelegere, compasiune, siguranță, liniște. Dacă nu există nici aia, nici aia, de ce mai stai acolo? Corect? Nu mai stai acolo. Dar dacă există latura asta, călduță, în sensul de mă bazez pe el, nu este infidel, e responsabil, își face parte, e muncitor, merge la muncă, se întoarce, e stabilă relația. Dar îmi lipsește partea asta de aventură, de noutate, de piper, de condiment. Nu trage concluzia despre relația asta că este o relație proastă. Este o relație în care știi, ca o barcă. O barcă are două vâsle. Să zicem aici, iubirea fileo și iubirea eros. Bun, dacă tu ai deja vâsla asta din mâna dreaptă, cu iubirea fileo, asta, așezată, principială, devotat, devotament foarte mult, angajament și așa mai departe, și nu o ai pe cealaltă, nu fi atât de, hai să zic, inconștient, încât să arunci vâsla asta și să o iei pe cealaltă, că iar o să fii cu o vâslă. Asta încerc să zic. Nu arunca pe asta. Dacă o ai pe asta, gândește-te cum poți să o obții pe cealaltă, încât să ai două vâsle. Că atunci barca relației poate să avanseze. Păi ce bine că putem plimba această barcă și duminica viitoare de la ora 2. Da. Și îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi astăzi. Dacă ți-am stârnit curiozitatea, dacă vrei să afli între contextul discuției noastre, te încurajăm să intri și pe YouTube, pentru că acolo vei găsi arhivate toate edițiile din trecut și nu sunt deloc puține. Dacă te preocupă această dezvoltare personală, dar și salvarea relației, cred că vei găsi material suficient ca să-ți obții răspunsurile de care ai nevoie. Florin, îți mulțumesc și împreună cu Florin, duminica viitoare la aceeași oră 2, ne vom reîntâlni pentru a plimba bărcuța. Vă dorim o dimineață frumoasă. La revedere! Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.